cântăreața Lydia Buble a fost condamnată definitiv, vineri, de Curtea de Apel București la un an de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DICOT. După ce în februarie 2021 a mituit doi polițiști de la rutieră pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, Lydia Buble a primit un an închisoare pentru dare de mită, însă magistrații au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de încercare pe o durată de doi ani în această perioadă, Lidia Buble trebuie să presteze muncă neremunierată în folosul comunității la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Socială Sector 1 București, pe o perioadă de 90 de zile. În noaptea de 15 februarie 2021, Lidia Buble s-a urcat la volan și a mers la o benzinărie din apropierea locuinței pentru a cumpăra o sticlă cu apă. După ce a ieșit de la benzinărie, a fost oprită de o patrulă de poliție. În acel moment, Lydia Buble vorbea la telefon cu prietenul ei, căruia i-a cerut sfatul cum să negocieze cu polițiștii. Știind că, înainte de a se urca la volan, consumase alcool. Inculpata a recunoscut comiterea faptei.